să se majoreze toate pensiile cu 10% și să se acorde ajutoare suplimentare din ce economie faceți, poate din indexarea pensiilor speciale, din impozitarea pensiilor speciale pentru pensiile mici doar? Sunt luate în calcul toate variantele, urmează ca cea care este cea mai benefică pentru populație să fie anunțată atunci când o vom agrea în coaliție. La pensii am aceeași abordare ca domnul prim-ministru, sunt mai multe variante de lucru. Normal, reprezint un partid social-democrat, am abordarea în care doresc totuși să fim corecți cu toată lumea în această perioadă, un pic încărcat. Pentru noi toți și pentru cei cu venituri mai mari, dar mai ales pentru cei cu venituri mai mici. Se pare un pic incorect să măresc o pensie, să spun, de 18.000 de lei cu 2.700 de lei, un procent de 15% și o pensie până în 2.000 de lei nominal, chiar dacă e același procent, foarte puțin. E posibil să găsim și alte surse să echilibrăm aceste lucruri. Dar sunt fel convins că vom lua decizia corectă astfel încât toată lumea în acest moment să fie ajutată.